Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre 5 semne clare care ne arată că s-a defectat cutia de viteze a mașinii noastre. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Dacă până acum am avut o serie de video în care explicam despre defecțiune ale mașinilor în diverse părți componente, acum o să vorbim despre cum să ne dăm seama dacă cutia noastră de viteze este defectă sau nu. O defecțiune la cutia de viteze nu este tocmai o veste bună, pentru că asta înseamnă o mulțime de bani de scos din buzunar. De cele mai multe ori, defecțiunea cutiei de viteze este detectată atunci când aceasta atinge ultimul nivel de gravitate, așa că avem nevoie să ne dăm seama dinainte care sunt semnele care dictează o problemă la această componentă atât de vitală pentru mașina noastră. În primul rând, aspectul uleiului de transmisie. Dacă uleiul de transmisie are o nuanță foarte închisă și ajunge să fie opac, înseamnă că urmează o defecțiune a cutiei de viteze. Uleiul de transmisie are, în mod normal, o culoare roșiatică, dar și un miros specific, un miros dulce. Când ai un simptom ciudat, te duci imediat la medic pentru un control. În cazul mașinii, trebuie să mergi în service să constați dacă presupunerile tale sunt adevărate. Uleiul de transmisie se scurge. Scurgerea uleiului de transmisie nu ar trebui să însemne neapărat o problemă a cutiei de viteze, însă nu este un detaliu peste care să treci cu vederea foarte ușor. Ar trebui, ca în cazul primului simptom, să mergi la service să verifici care este problema reală. Trece dintr-o treaptă în alta, greoaie. Schimbătorul de viteze poate să-ți sară din viteză. Trecerile de la treapta 1 la treapta 2 sau schimburile de la celelalte viteze se pot face mai greoi, iar mașina parcă nu mai merge la fel de lin ca înainte. Și îți dă senzația că actul condusului devine o corvoadă. Aceste semne arată că există o problemă și că trebuie să faci o vizită unui service autorizat. Când schimbi viteza, se aude un sunet ciudat. Dacă schimbi viteza și auzi un zgomot metalic sau înfundat, sacadat sau intens, înseamnă că ai o problemă la cutia de viteze. Dacă ești începător, nu îți vei da seama imediat de aceste sunete, pentru că nu ai experiența în condusul mașinii. Mirosul de ars. Cutia de viteză este construită din componente care pot ajunge la starea de supraîncălzire, așa că dacă apare o defecțiune la cutia de viteze, un simptom ar fi acest miros de ars care trebuie sesizat din prima și dus la o verificare. Cel mai rău lucru este să te lase cutia de viteze în mers. Dacă simți sau vezi toate aceste nereguli, nu sta pe gânduri și mergi la un serviciu autorizat pentru a rezolva posibilele defecțiuni înainte să fie prea târziu. E bine, acestea sunt cele 5 semne clare că s-a defectat cutia de viteze a mașinii tale. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!